Sunt în Cine căutare. vă caută în Moldova? În Moldova, stată în căutare de la Curtea de Apel. A, deci organele, poliția vă caută. Da, poliția m-a dat în căutare, sunt în căutare, fiindcă ei așa au hotărât că vor să mă închidă. Dar pe Dar ce-ați... pentru ce mă închidă, pentru ce mă judecă pe mine pe articolul 145 aliniatul 2 prim, când persoana dată este în viață? Dar pe 142 ce înseamnă omor? 145, asta e omor. Asta e omor. Dar poate... Trei luni de zile am fost judecată pe 145, alineată 1. Asta, într-adevăr, e omor. Dar poate e Pe urmă, tentativ? Poate și tentativele de omor tot acolo intră. Eu am schimbat avocatul, am scris cerere la judecată și mi-a schimbat avocatul și mi-a pus articolul 145, 27, alineatul 2, e prim. Mi-a pus tentativă de omor. Dar persoana dată a scris plângere că nu are nicio pretenție la mine, că nu are nimic, nu dorește, dar eu nu zic că nu, că nu-s vinovată, da, sunt vinovată. Eu l-am atins cu cuțitul, nu zic că nu l-am atins, l-am atins pentru că o meritat. Dar mi se daie mie 11 ani de zile ca pentru omor, e pinidrept. E pinidrept, asta nici că acum nu poate să mi se daie mie. Fiindcă ei au văzut că n-am niciun sprijin de la nimeni și fiind drept, eu m-am adresat la foarte mulți, avocați m-am adresat, eu chiar și în sala de judecată la Curtea de Apel am spus la judecător, cum poți tu să-mi dai mie 11 ani pe omor dacă persoana dată stă în fața ta și îți spune că n-are nicio pretenție la mine, cum poți să mă judeci? Cum? Și am spus și la procuror, tu înțelegi că 11 ani de zile nu sunt 11 zile, nu sunt 11 luni și nu sunt 11 săptămâni, Dar dar sunt 11 ani de zile. Copiii îmi rămân singuri. Prima instanță ce a zis? Prima instanță m-a eliberat. Mi s-a dat 5 ani de zile. Cu suspendare? Mi s-a dat 5 ani de zile până împlinește fata 8 ani de zile. Mi s-a dat și pe urmă procurorul nu a fost de acord că mi s-a dat anii ăștia, s-a dus eu m-am eliberat acasă, chiar în ziua mea de naștere, pe data de 8 martie, el m-a sunat și spune, tu mi-aduci așa sumă de bani, dacă nu, eu mă duc mâine și scriu la Curtea de Apel. Dar el îmi spune, eu mi-aduci mâine 25.000 de euro, tu ești liberă la libertate. Nu, tu te duci în pușcărie. Eu îi lămuresc, domnul Filip, dumneavoastră înțelegeți că eu n-am stat și am lucrat aici 6 luni de zile prin Turcia sau prin Italia, dar eu am stat la penitenciar. Cine mi se dă aici 25.000 de euro? Nu 25.000 de lei, sau nu 25 de lei, dar 25.000 de euro. De unde să iau eu banii ăștia? Dar de unde e procurorul ăsta, Filip? Din Chișinău. De la care Filip? Procuratură? Procuratura Generală. Filip și mai cum? Filip și mai cum, doamnă? Mărgeneanu. A, Mărgeneanu. Și nu v-ați plâns da. La CNA să-i facă un flagrant, să-l prindă cu bani? Nu, n-am avut, cum să spun, Oleg, eu n-am avut într-așa... N-am avut niciun sfat de la nimeni să mă sfătuie ce să fac, cum să fac, la cine să mă duc. Eu m-am speriat că mie mi s-a dat anii ăștia, îți spun așa, cinstit din inimă. M-am dus nu, dar la el, Chievo, am dar luat el, 5.000 de lei. Dar pe zici că bani ți-o cerut când ai fost eliberată, când te-o eliberat condiționat, da, ți-o dat 5 ani. Mi s-a cerut bani când am fost eliberată. Deci? Mi s-a cerut bani când eu eram eliberată. Pe data din 1 aprilie 2019, la Curtea de Apel, mie mi s-a dat hotărârea de 11 ani. Eu în ziua aceea așa de tare m-am speriat, am cerut de la judecător, să dați-mi voie măcar să mă duc acasă să-mi văd copiii. Și eu m-am dus acasă, avocatul îmi spune, domnul Ion Popescu îmi spune, Ana, nu-ți teme, du și vezi copiii, fiindcă eu a scriu la Curtea Supremă. Și-a scris? Curtea Supremă ce s-a scris, eu nu știu. Și-au scris la Curtea Supremă, nu știu, că... Cum am înțeles că Curtea Supremă nu m-a luat în vigoare și așa și mi-a lăsat 11 ani. Eu când am văzut
lucrul ăsta, m-am dus la Sebu și am luat 5.000 de lei credit și am ieșit din Moldova cu document falsiv, așa cum am putut. Eu am ieșit pe Odessa, am ieșit și am plecat din Moldova. Fiindcă singur avocatul mi s-a spus cu gura lui, tu dacă stai anii ăștia, nu știu, dar mi-e pini drept, eu i-am lămurit și la avocat, voi înțelegeți că nu că îmi distrugeți tinereța mea și viața mea 11 ani de zile, dar copiii mei rămân pe drumuri. Și copiii unde sunt acum? Și drumuri au s-au pus și copiii fără părinți. Eu sunt mamă singură cu doi copii. Unde sunt copiii acum? Copiii sunt la Moldova cu mama mea, dar mama mea vai să mar de capul ei. Eu am ieșit din Moldova fiindcă acasă la mama mea, la Moldova. Și nu te-au dat în căutare ca să execuți? Că... Nu te-au dat în căutare? Ei nu m-au dat în căutare pe mine. O jumătate de ani, și o jumătate de ani de zile, ei m-au dat în căutare. M-au dat în căutare, eu prin Moldova sunt în căutare. Păi după aceea o să te dea și prin Interpol. Eu prin Moldova sunt în căutare. După aceea o să te dea și prin Interpol și o să te găsească psihotare de oriunde. Poftim? O să te dea prin Interpol în căutare internațională și o să te găsească oriunde în lume și o să te aducă acasă să faci închisare. Nu? Dar de ce zici că omul acela merita să dai cuțitul în el? Nimeni nu merită să... Ei găsit mă mai găsească. Ei unde eu mă aflu, ei pe mine nori mă mai găsească. De ce zici că omul acela merita să dai cuțitul în el? Că nimeni nu merită să... Ei n-au nici clar, nu o să te găsească poliția că nu te găsește nici internetul. Până o să mă găsesc... Până ori să mă găsească, eu n-a să fiu. Eu așa cred că, nu știu, eu așa mi-am pus planul să vin singură la Moldova și mă duc singură. Chiar și dacă ei ori să mă găsească, să mă duc singură. Și a scriu, fiindcă dăm lumea că minim învățat ce să fac, cum să fac. Și a să mă duc chiar și a scriu cu mâna mea plângere pe procuror. Deși el mi s-a cerut așa sumă de bani și deși el mi s-a dat așa ani de zile. Dar când nu procurorul mie, de ani. Instanța, judecătorii dau ani și la apel a fost un complet din 3 judecători, la suprem a fost complet din 5 judecători. Iată, 8 judecători au considerat că dumneata ești vinovată pentru tentativa de omor. Eu te întreb, de ce ai încercat să bagi cuțitul un om acela? Ce așa greșit au făcut? Au făcut greșeală mare, că eu din urma lui am rămas invalidă, de grad 2. Am înțeles și ai vrut să te răzbuni. M-a aruncat la etajul 2. El m-a aruncat pe mine la etajul 2. Și ai vrut să te răzbuni. Nu că am vrut să mă răzbun. Noi după aia, el a fost concubinul meu, Oleg. Așa. După aia eu cât am stat în spital, el s-a găsit altă persoană dată. El a pus persoana dată la care să mă omoare cu detest. Că dacă eu nu trăiesc cu dânsul, nici cu altul nu trăiesc. Înțelegi, eu i-am spus, nu ne-a trăit cu nimeni, fiindcă eu foarte greu mă aflam în timpul dat, când m-au judecat, eu eram cu operația proaspăt, când eram cu operația nouă. Și eu i-am spus, eu am rămas invalid din mâinile tale, cum eu am rămas și nu pot să lucrez și nu pot să fac nimic, eu trebuie să-mi întrețin în copii, ai să stai și tu invalid. În casă la mine, el mi-a adus altă persoană și au dormit cu dânsa în pat, fiindcă eu când am venit de la spital acasă, el era în pat cu altă persoană și nu mai vreau să vorbesc ce anumit am văzut eu acolo. Eu când am intrat în casă, prost, eu m-am speriat și spre trei și la mine în pat. Și a încercat să-l omor. El e vinovat, nu sunt eu vinovat, Oleg, el e vinovat, că el a sărit la mine cu cuțitul, înțelegi? Eu și la judecat am spus, și la judecat a demonstrat că el e vinovat. Păi nu, atunci... el a avut bani, el a avut bani cu și să ungă ochii la tăt, dar eu n-am avut, înțelegi? Și el a uns ochii și la procuror, el a uns ochii și la judecători, el a uns ochii și la advocat, și la atât. Eu, pe urmă, când am pe mine m-a judecat și 3 luni de zile, eu când am văzut că advocatul șede în partea lui, dar nu în partea mea, eu i-am spus în față, chiar la judecată. Și fel de advocat ești tu, că tu îmi spui mie așa, că mama îl întreabă pe dânsul, domnul Ghenadi, și eu așteaptă fata mea, dar el îi spune mamei mele,
Mă tale, doamna Maria, ești că gătești că fata mă tale o așteaptă 12 ani de zile. Dar mama spune, dar pentru și dar eu îți plătesc ție contractul 5.000 de lei, că tu să-mi spui că fata mea să duci pe 12 ani de zile, 15 ani de zile în șcării? Și eu am luat și am scris plângere pe dâns și am spus că eu nu sunt de acord cu așa advocat. Și am luat pe domnul Ghenadi, stai, cum e familia lui domnul Ghenadi, că doamnă și-a mutat. Dar păi zic că Ion Popescu te-a apărat. Păi asta mi-a fost la curtea de apel. Dar mi-a după, fost, dar după ce ai luat dar altul? La prima instanță mi-a fost alt advocat. Am înțeles. La curtea apel ți dă alt judecător și alt advocat. Am înțeles. Da. Dar la prima instanță în centru unde m-a judecat, mine mi s-a dat alt advocat. De stat. Domnul Ghenadi și-am uitat cum e familia lui. Dar e ciudat dacă domnul zici că era legitimă apărare și să fii tot dumneata condamnat, asta e nedrept. De ce nu te-ai plâns la CEDO după Curtea Supremă? Eu m-am speriat, Oleg, eu m-am speriat fiindcă n-am avut dacă din partea speriat, mea, n-am avut acum, acum aveai ocazia să ceri azil politic psihotare, da, așa? Dar de când e hotărârea Curții Supreme sau nu știi? Acum eu m-am întâlnit cu persoanele care m-au sfătuit și mi-au spus lucrul ăsta, că n-ai trebuit să fugi de la Moldova, fiindcă eu prost m-am speriat. Eu când am auzit 11 ani de zile, eu nu știam și să fac și cum să fac și la cine. Eu am plâns 2 luni de zile, eu nu știam și cu mine. Nu știam și cu mine, eram om, nu știu, mergeam pe drum și plângeam. Toată lumea s-a uitat la mine, eu o săptămână din zile din biserică n-am ieșit, stăteam acolo, dar părinții îmi spune, măi, femeie, drag, cât ai să plângi? Și n-am avut niciun sfat. M-am adresat chiar la mine în sat, m-am adresat la poliție, poliția îmi spune, noi nu avem nici cu mătale, mătale trebuie să duci și unde ai fost judecată, la Chișinău. Chișinău te-a judecat, la Chișinău du-te. Eu m-am dus la Chișinău, am scris din șeful, dar dacă el partea vătămată a avut bani și o uns pe tăți cu bani, știi că în ziua de azi banul faci tătul, Oleg. Ia că cum. Ai bani, ai frate, ai mamă, ai tată. N-ai bani, nici nu te uita la noi. La orice advocat nu intram, la orice procuror n-am intrat, totdeauna. La cine nu m-am jăluit, nimic, nu putem să vă ajutăm cu nimic, nu putem să vă ajutăm cu nimic, duceți-vă înapoi la curtea de apel, scrieți înapoi la curtea de apel, uite așa. M-am dus de 2 ori, m-am dus la curtea de apel și am scris, chiar de 2 ori am scris, că eu nu sunt de acord cu procurorul. Nu, el a vrut bani înaintea mea și așa că tăți la mine se uitau. Dar că cum zici că, cum zici că el, fostul concubin, victimă, o vârât bani în procurori, dacă mai devreme spunea că el în instanță a zis că n-are nicio pretenție la dumneata. Ori vrea să te îngroape, ori nu vrea păi să te îngroape. El a scris la prima instanță, când m-a judecat pe mine, toate dovezile au fost pe el. Pe urmă, când ne-am eliberat... Și dacă erau dovezile pe el, de ce nu era el inculpat? De ce te-au inculpat pe dumneata? Păi da, dar noi când ne-am întâlnit, după ce eu m-am eliberat, eu i-am spus că tu poți înțelegi că zic, deși pe mine trebuie să mă ajute și pe așa ani de zile, când tu singur cu mâna ta ai sărit la mine, zic, dovezile-s pe tine mai multe ca pe mine, tu și singur ai sărit la mine cu cuțetul. Eu și ție, zic, ți-am demonstrat, pune cuțetul pe masă, lasă-l pe masă, dezvorghim fără cuțet, deși ai făcut lucrul ăsta. Și el... Cum am înțeles eu, că eu cât am fost judecat, cum am înțeles eu, pe dânsul tot l-au judecat 5 ani. Dar el repede a fost la libertate, el repede a alergat, repede a vrut bani, spui țăte dovezile lui după mine. Și eu n-am avut niciun sprijin, că eu s-a avut bani să-mi iau advocatul meu propriu, poate era să-mi fac ceva. Dar așa pe mine advocatul domnul Ghenadis care l-am luat, el pe mine m-a scos de la penitenciar, m-a scos acasă. Dar el mi-a spus, anșoara, vrei mai departe să te ajut, contractul tău mă costă 500 de euro. Și eu am spus, domnul Ghenadis, eu n-am așa bani. Eu vai și amar de capul meu, trăiesc cu 2 copii și cu mama pe capul meu. Eu n-am așa bani de unde să vă dau vouă. Zic, așteptați-mă cumva să mă aranjez la un lucru oarecare și să lucrez și să vă dau, că de puțin să vă dau. Zic, dar ajutați-mă. Ei, dacă n-ai bani, n-ai bani, n-ai mamă, n-ai tată. Ia că asta răspunsul care a fost. Când ai să ai bani, atunci ai să te adresez. Și uite că nu am avut de cine să mă sfătui, cum să mă sfătui.
am luat așa în ilegal și am trecut peste Odessa și am plecat unde am avut de plecat, unde mă aflu în ziua de azi. Asta, fiindcă m-am adresat și la Vorbește Moldova, m-am adresat unde nu m-am adresat. Trebuie să-mi spun că trebuie să vii acasă și trebuie acasă să ne întâlnim și tot asta. Dar eu dacă vin acasă, cum vin acasă, e cu moșul vor la pușcărie. Da. Bine, înțelegi? Eu cât am stat aici 6 luni de zile, Oleg, foarte multă lume s-au finit drept. Foarte multă lume. Ei îmi pun mie umor, eu nici nu înțeleg și omul îl pun mie pe capul meu. Aici om care ei ne-l pun mie pe spatele meu, aici om e mort de 7-8 ani în urmă. Dar ei mi l-au pus pe spatele meu, că eu l-am omorât. A, deci există totuși un mort în dosarul ăsta. Există omul mort, dar ei au încurcat. Ei sunt doi frați gemeni. Îi Viorel și Ilie. Ilie e mort, dar Viorel e viu. Înțelegi? Eu l-am tăiat pe Viorel, dar ei ne l-au pus pe Ilie. Pe dosar. Și n-ai, înțelegi, niciun sens. Eu la advocat îi lămuresc, băi, tu înțelegi că eu am avut delă cu Viorel, dar nu cu Ilie. Ilie, zic, de acum, dar el e putre de 5 ani de zile. Deși voi ne-l puneți mie pe spatele meu. Deși. Și Dar fetele câtă stat cu mine. poate nu a fost Fet... elucidată moartea lui și s-au gândit că tot dumneata ești implicat. Cum a murit Ilie? Nu știu. Și, fiindcă fetele, că cât am stat eu la penitenciar, fetele tăte stăteau și smirau. Cum așa? Am scris numai câte scrisori n-am scris eu la Procuratura Generală, pe mine mă judecă pe nedrept. Totdeauna, nu știu, ultima instanță, eu nici nu m-am așteptat că pe mine să mă elibereze. Fiindcă eu la ultima instanță s-o strâns toți martorii mei și mama și au demonstrat. L-au găsit și pe partea vătămată și l-au adus așa cum era el, bat, cum era, l-au adus la judecat. Și eu l-am urât chiar ca persoana dată, e vie, care a avut cu dânsa conflictul. Dar fratele lui e mort de mult. Asta, că n-are cine să mă sfătui. Și uite că eu am scris la Oxana și Oxana îmi spune, anișoara, dacă vrei, adresează-te la Oleg, Oleg poate să te ajute. Că eu am văzut filmul ei. Cum să ajut? Tot așa, cu mediatizare și eventual protest, dar mai mult de atâta eu nu pot. Am înregistrat ce ai spus dumneata, pun pe internet, dar îți trebuie judecată, făcut un recurs, cum se numește, o cerere de revizuire, dacă zici că s-a pronunțat Curtea Supremă. Brega nu e nici Iisus Hristos, nici Făt Frumos. Nu poate rezolva problemele cu o pocnitură din degete. Nu. Asta fiindcă, cum să-ți lămuresc? Eu n-am nici un ajutor, n-am la cine eu să cer un ajutor oricare, fiindcă eu am rămas una singură. N-am nici neamuri, n-am nimic, eu am rămas una singură, n-am la cine să mă adresez și n-am la cine. Înțelegi, când intri pe ușile Lora, ei se uită la tine cum arăți, nu știu cum să-ți lămuresc, ei se uită așa la tine când te vede că ești la țară, parcă văd nu știu pe cine. Nu înțeleg, deși ei se uită la așa persoane, într-așa sens. Ai avut ocazia să-l bagi pe procuror la pușcărie și ai ratat-o când ți-o șerut bani? Am avut ocazia, fiindcă eu m-am adresat, el când mi-a cerut mie aici bani, eu m-am adresat la poliție și am spus. Și poliția știi și mi-a spus, noi n-avem nici o dovadă că el a cerut de la tine aici bani și nici că acum noi nu putem scrie pe dânsul plângere. Înseamnă că polițiștii sunt proști. Trebuiau să te trimită la CNA și CNA avea să-ți pregătească un flagrant și avea să-l suni pe procuror și avea zici că am găsit, am împrumutat bani și hai să ne întâlnim și avea să-l prindă în flagrant și de atunci de-am era el la răcoare, da, așa? Uite așa, bine, Oleg. Mi-am pare bine că am vorbit cu tine. Și eu îmi mulțumesc pare bine pentru că încredere. Ascultat. Nu știu cum v-am ajutat, cu sfaturi doar și atât. Cu sfaturi tot cac, cum să-ți lămuresc. Puțin mi s-a eliberat de pe inimă și puțin mi s-a eliberat de pe suflet. Pentru că nu mai am la cine să mă adresez și nu mai am la cine să-mi dau un cuvânt oarecare cu cine să mă sfătui. Pentru că mama de acum e în vârstă, ea nu poate să alerge pe drumuri ca să mă ajute.
Dacă vă Eu mă rog în folosesc fiecare la... spovedaniile astea, mai sunați. Eu înregistrez, publicăm. Sunt Bine, mereu bine, Oleg, disponibil dacă ceva aici. eu azi mai sun și azi... Bine, eu azi mai sun și azi mă mai adresez. Bine, o seară bună și îți mulțumesc. La revedere. O seară bună. La revedere.